Bună ziua, mă numesc Mihaela Chilarisa Violeta, sunt elevă în clasa 4-a la școala gimnazială Sfinții Trei Ierarhi Hanukonaki. Astăzi vreau să vă prezint cartea Sora de Zăpadă, este scrisă de Emma Carroll. În această carte este vorba despre o fetiță pe nume Pir, care și-a pierdut sora pe nume Agnes. Iazul Crăciunului, de dor și de durere, prisimte nevoia de a sculpta chipul surorii ei în zăpadă. Familia lui Pir este o familie săracă, dar ajunul Crăciunului aduce tatălui ei o veste în care, în urma unui testament, moștenește niște bijuterii și o nepoată pe nume Joy. Fratele lui murise, banii și afacerile le lăsase prietenului lui, iar cel îi era mai drag sufletului, adică Joy, le lăsase fratelui. Nu voia ca banii să-i schimbe sufletul cum îi se schimbase lui. Iar bijuteriile le lăsase pentru a le vinde și a avea grijă de Joy și de nepoata lui. Așadar, în pragul Crăciunului, Dumnezeu i-a schimbat viața lui Pir, alinându-i dorul surorii prin Joy și oferindu-i un Crăciun minunat. Vă recomand să citiți această carte minunată în care vă este redată o poveste impresionată de viață. Lectură plăcută!